a început oare prăbușirea Rusiei? Dacă ești unul dintre cunoscătorii istoriei rusești, poate ai observat că unele tipare au început să se cam repete și că Ucraina a întors foaia în fața Rusiei și a invadat o parte din teritoriul rusesc în regiunea Kursk. Am mai vorbit în videoclipurile de zilele trecute pe canalul Adevăruri Secrete despre această invazie. Prietenii, aceasta este o întorsătură total neașteptată într-un război care a fost blocat într-un fel de impas de un an și ceva de zile. Și bineînțeles că Rusia a fost prinsă din nou nepregătită, deoarece avea foarte puțină apărare în zona Kursk. Iar Ucraina a reușit să avanseze numai puțin de 22 de mile, adică aproximativ 35 de kilometri, adânc în teritoriul rus, forțând autoritățile rusești să evacueze cel puțin 200 de mii de oameni din regiunea de frontieră. Și asta ne face să ne punem foarte multe întrebări. Unul este cum a reușit Ucraina de fapt să facă acest lucru? Care au fost calculele din spatele acestei mișcări? Luând desigur în considerare un răspuns inevitabil din partea Rusiei și mai ales cum se leagă acest lucru de prăbușirile istorice ale imperiilor rusești și mai ales de ce au început să se întoarcă cetățenii ruși împotriva propriului guvern. Și ca să cităm unul dintre locuitorii din zona Kursk care a scris pe rețelele sociale: nu știu pe cine să urăsc mai mult acum, armata ucrainiană care ne-a ocupat pământul sau guvernul care a permis să se întâmple asta. Înainte să mergem mai departe, prieteni, vreau să vă menționez un lucru care este destul de îngrijorător. Hackerii lui Putin vizează acum youtuberii care fac critici la adresa Rusiei și a lui Putin. Din fericire, nu credem că am fost până acum ținta lor. Însă nu este greu de imaginat că fermele de buți rusești dau dislike-uri la videoclipurile și postările critice la guvernul rusesc. Astfel că aprecierile voastre ne ajută enorm în combaterea acestor dislike-uri. Și vă rog să luați o secundă și să dați un like la acest videoclip. Și desigur, nu uitați să apăsați pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta. Și să urmăriți alte videoclipuri, teorii incredibile, documentare și știri foarte interesante pe care le pregătim pentru voi pe canalul Adevăruri Secrete. Așadar, prieteni, să mergem mai departe și să vedem cum a reușit Ucraina să facă acest pas. În primul rând, trebuie să ne uităm la ceea ce au folosit în această operațiune. Prieteni, guvernul ucrainian a spus foarte puține lucruri despre această misiune în faza sa incipientă, așa că majoritatea informațiilor inițiale au venit doar din partea rusă pe care nu ne putem baza. Astfel că în dimineața zilei de 6 august s-au raportat 300 de soldați, 11 tancuri și 20 de vehicule blindate care trec granița din Ucraina spre Rusia. Două zile mai târziu, sursele rusești confirmă că erau cel puțin 1000 de trupe în Kursk. În acest moment, prieteni, Ucraina susține că a ocupat 444 de mile pătrate, adică aproximativ 1150 de km în Kursk și inclusiv 82 de așezări rusești. Iar slăbiciunile din partea Rusiei au contribuit la succesul Ucrainei. O sursă din cadrul Kremlinului a spus că șeful statului major, generalul Rusiei, Gerasimov, a ignorat avertismentele privind un posibil atac în această zonă. Și un fost ministru ucrainian al apărării consideră că rușii au subestimat acumularea de forțe ucrainiene de lângă graniță și ar fi confundat aceste operațiuni cu o lucrare defensivă de apărare împotriva unui posibil atac rusesc în provincia ucraineană Sumi, fără să știe ce operațiune urmează să aibă loc. Iar rezultatul acestei nepregătiri a fost dezastros din partea rusă. Puțini grăniceri care erau prezenți în zonă au fost capturați imediat, iar restul recruților din zonă nu știau ce se întâmplă și nici comandanții lor, asta pentru că Ucraina a blocat comunicațiile și sistemele de supraveghere rusești din această zonă printr-un atac cibernetic, ceea ce a adăugat, bineînțeles, și mai mult haos. Pe măsură ce zilele au trecut, atacurile surpriză s-au încetinit în mod natural, este și firesc. Însă cu toate acestea, în mai mult de 10 zile de la începutul luptei, Rusia nu a reușit, atenție oameni buni, să respingă trupele ucrainiene. Ba și mai mult, armata ucrainiană a continuat să trimită tot mai multe trupe în această zonă, iar Forbes spune că acum există potențial 15.000 de soldați ucrainieni în Rusia. Iar acest lucru include și noi brigăzi de asalt aerian. Oameni buni, în timp ce armata ucrainiană și-a extins campania cu războiul neregulat, lăsând cel mai mare atac cu drone asupra aerodromurilor rusești. Și am văzut că azi noapte au atacat Moscova cu cel puțin 40 de drone. Pentru a răspunde însă întrebărilor de la începutul acestui videoclip de pe canalul Adevărul Secrete, pe care vă invităm călduros să-l urmăriți și mai departe apăsând pe butonul roșu de abonare sau de subscribe și pe clopoțelul din dreapta, haideți să aruncăm o privire la prăbușirile istorice ale imperiilor rusești, pentru că este foarte interesant ceea ce vom descoperi. De ce? Deoarece ceea ce vedem în prezent este destul de similar cu istoria din trecut. Pentru aceia dintre voi care nu știu, Rusia s-a prăbușit de 3 ori în ultima 100 de ani. Una dintre prăbușeri, prieteni, a început chiar aici, foarte ciudat, nu-i așa, de această coincidență, în zona Kursk, care la acea vreme era una dintre cele mai populare regiuni din fosta URSS și puțin mai țin minte asta.
Pe măsură ce se desfășurau evenimentele, guvernul a început să piardă controlul asupra regiunii și în 1991 aceasta a fost una dintre primele regiuni care a încercat să devină independentă. Ca rezultat, peste 10.000 de oameni au fost dați dispăruți și Kursk a devenit una dintre regiunile cele mai contestate din Rusia. Acum, în 2024, după un deceniu de conflict, este din nou în prim plan. În mod similar, prieteni, în anul 1917, prăbușirea a început la scurt timp după Revoluția din februarie. Deși nu a fost inițial un eveniment foarte, foarte agitat, lucrurile au scăpat rapid de sub control. Protestele au început în diverse regiuni și în cele din urmă s-au răspândit în toată Rusia. Unul dintre principalele puncte focale a fost iarăși orașul Kursk. Acest oraș a fost simbol al prăbușirii și ca urmare un mare număr de oameni s-au alăturat protestelor. În cele din urmă, guvernul central a fost nevoit să trimită armata pentru a restabili ordinea, ceea ce a dus la o reprimare brutală în acea zonă. Iar toate aceste evenimente, oameni buni, au fost preludiul prăbușirii Imperiului Rus, care a avut loc la scurt timp după aceea. Acum, mulți dintre rușii din aceste regiuni au început să pună din nou la îndoială competența guvernului lor. Această neîncredere, prieteni, față de conducere este un fenomen care se amplifică rapid, iar Putin pierde teren pe zi ce trece. Împreună cu sentimentele naționaliste și dorința de autonomie, aceste regiuni, atenție, ar putea deveni un focar de instabilitate pentru Putin și pentru Rusia actuală. Iar în istoria Rusiei, această combinație a dus adesea la prăbușiri majore de regim, ceea ce ar putea să se întâmple foarte, foarte ușor și acum în Rusia. Însă, cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că Ucraina va cuceri Rusia sau că va avea loc o schimbare majoră de regim imediat la Moscova, deși se vehiculează că Putin s-ar pregăti să fugă în Cecenia. Însă, la ceea ce ne putem aștepta în viitor pentru 2024 și poate pentru 2025, este vorba de un conflict prelungit cu regiunile din Kursk devenind punctele centrale ale instabilității rusești. Nu trebuie să uităm, oameni buni, că aceste schimbări au loc pe fondul unor tensiuni care au crescut în rândul populației ruse, iar de-a lungul istoriei regiunii le-au cerut mai multă autonomie și au devenit din ce în ce mai ostile față de guvernul central al lui Putin. Și când guvernul central nu a mai putut răspunde acestor solicitări, au urmat prăbușiri majore. Istoria, oameni buni, și documentarele ne arată că aceste lucruri tind să se întâmple într-un ciclu prestabilit dinainte, pe care nu putem să-l influențăm. Nemulțumirea crește, tensiunile ating un punct așa numit critic și în cele din urmă urmează prăbușirea regimului care a creat toate acestea. Ne aflăm oare în acest punct critic? Evenimentele recente, prieteni, în Kursk și atacul surprinzător al Ucrainei sunt doar simptomele unor tensiuni mai profunde? Ce părere aveți? Nu uitați să ne lăsați gândurile, întrebările și mesajele voastre în secțiunea de mesaje și vom încerca să vă răspundem la toate. Dar dacă ne uităm de-a lungul istoriei, s-ar putea ca ceea ce vedem să fie doar un început al unui proces mai lung de prăbușire. Bineînțeles că întotdeauna istoria și timpul ne vor spune ce se va întâmpla. De asemenea, este foarte clar că Ucraina nu vrea să anexeze această parte aleatorie roată din teritoriul rusesc. În schimb, aceasta va deveni o modalitate de a-l forța pe Putin să negocieze, deși prim-ministrul Rusiei tocmai a afirmat că nu vor mai negocia până inamicul nu va fi complet înfrânt. Însă nu uitați că în acest moment Ucraina are practic mai multă putere de negociere, deoarece poate tranzacționa această parte din Rusia pe care tocmai a ocupat-o în schimbul propriilor sale teritorii. Un lucru făcut cam ca la șah. Prietene canalului Adevăruri Secrete, atenție ce urmează să vă spun. Dacă Ucraina va continua să câștige teren, dacă rușii nu vor reuși să recupereze aceste teritorii pierdute și să blocheze atacurile ucrainiene, presiunea asupra lui Putin va crește la un nivel foarte mare. Iar Putin va fi obligat să ia niște decizii tactice militare și să se defocuseze de principala linie a frontului. Astfel, această operațiune ar deveni un mod de a împiedica ofensiva Rusiei în est. Desigur, în special în regiunea Donbass. Și desigur, această situație obligă trupele ruse să se mute, astfel încât va scădea presiunea de pe frontul de est. Pentru că Rusia a scos mii de soldați din Ucraina pentru a-și apăra în acest moment propriul teritoriu și au început transportul lor prin Rusia. De asemenea, nu uitați că Putin este pus în acest moment într-o situație foarte jenantă, pentru că trebuie să aibă forțe ucrainiene în propria țară. Și asta arată că armata rusă nu a reușit să apere granița, sau cel puțin să ofere un răspuns adecvat în primul rând. Și după doar 10 zile, conform lui Zelenski, Rusia și proprii ruși au aflat cum este de fapt războiul. De asemenea, conform serviciilor de securitate rusești, incursiunea Ucrainei în regiunea rusă Kursk a fost pregătită, atenție prieteni, cu participarea serviciilor de informații din SUA, Marea Britanie și din Polonia. Iar această informație vine chiar de la Serviciul Rus de Informații Externe. Serviciul de informații externe ale Rusiei mai spune, citez, unitățile implicate în această misiune au trecut printr-o perioadă de coordonare de luptă în centre de instruire din Regatul Unit și din Germania.
Prieteni, cu toate aceste amenințări, de fapt, cele mai mari amenințări ale lui Putin se află chiar lângă el, la Moscova. Iar stabilitatea politică a Rusiei se învârte în jurul elitelor, care îl susțin pe Putin în vremuri grele sau în vremuri de incertitudine. Și atenție că luptele pentru putere ar putea izbucni, prieteni, între elitele rivale din Rusia și între oligarhii de acolo. Și de aceea Putin se grăbește mereu să aibă grijă de oligarhii care îl sfidează. Și să ne uităm de celebrul Prigojin. Cam asta am avut să vă spun pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la sfârșit. Distribuiți-l mai departe, pentru că România au nevoie să știe adevărul. Nu uitați să vă abonați total gratuit, desigur, la canalul vostru, la canalul Adevărul Secrete, și să apăsați pe butonul de like și pe butonul de abonare sau de subscribe. Este total gratuit. Vă doresc o seară plină de pace.